Vă salut, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi vreau să vă vorbesc despre un subiect, mai degrabă o întrebare, care este adesea pe buzele oamenilor, a fost, cred că, pe buzele tuturor cândva și fiecare dintre noi a căutat să-și răspundă mai mult sau mai puțin, mai profund sau mai... puțin profund, mai la suprafață, de ce trebuie să suferim sau dacă trebuie să suferim în viața aceasta. La această întrebare sunt două mari aspecte la care e nevoie să fim, atenți. În primul rând, primul aspect este că noi nu am putea să recunoaștem lucrurile pozitive de cele mai puțin pozitive, în primul rând. Cu alte cuvinte, nu ai putea recunoaște un lucru care îți face bine de un lucru care îți face mai puțin bine sau chiar îți dăunează. Nu ai putea recunoaște ziua dacă nu ar fi noapte. Nu ai putea să-ți dai seama dacă îți place ceva cu adevărat, dacă nu ai ști ce nu-ți place cu adevărat. Și experiența mi-arată că de cele mai multe ori reușim să ne dăm seama de ceea ce ne place și de ceea ce preferăm, mai întâi trecând și experimentând lucruri care nu ne plac. Deci putem să ajungem să spunem așa, da, asta vreau pentru viața mea, după o perioadă în care am trecut prin ceea ce nu vreau pentru viața mea. Deci pot să spun așa da după ce mi-am dat seama cum e așa nu. Acesta este un prim aspect. Un al doilea aspect este cel mai profund al acestui răspuns, și anume, sufletele noastre vin în această lume, se încarnează ca să rezolve anumite situații la nivel de suflet, la nivel de energie emoțională și sufletească. Există 5 mari răni emoționale pe care un suflet le poate avea de rezolvat. Rana de respingere, rana de abandon, rana de nedreptate, rana de umilire și rana de trădare. Fiecare dintre noi are măcar o rană, nimeni nu le are pe toate. Însă este important să ne dăm seama care este rana și care sunt rănile de fapt pe care noi le avem în sufletul nostru, pe care sufletul nostru le are de rezolvat în această viață. Apoi să vedem cum se manifestă. După ce am văzut cum se manifestă, putem să începem procesul de vindecare. Însă tot acest proces presupune suferință. Așa cum am spus și în primul răspuns, nu ai putea să te bucuri de vindecare, nu ai putea să te bucuri de... să te bucuri pur și simplu, da? Să vezi o stare de bine în tine, să vezi niște gânduri pozitive în tine pe termen lung, dacă nu ai fi experimentat suferința și dacă n-ai fi trecut prin gânduri negative și dacă n-ai fi avut emoții toxice în corp. Oricine, orice persoană de pe lumea asta are această cruce, dacă vrei, care e formată din această rană, ce vine la pachet cu tipare mentale, emoționale și comportamentale, și care face parte din ceea ce noi numim ego. Da? Ego este acea mască, acea platoșă pe care noi, când am fost mici și răniți, am pus-o peste această rană, cu gândul să ne apere, cu gândul să ne protejeze. Deci a fost un gest de iubire când noi am pus această mască peste rana noastră. Ok? Însă când ne-am maturizat și ne-am dat seama că
acest fel de a fi, această mască pe care noi ne-am pus-o, nu ne mai ajută, nu mai are, cumva nu mai are ce să caute, da? Pentru că noi ne-am dat seama, de fapt, care este adevărata vindecare și ce vrea sufletul nostru. Și atunci încep să-mi dau seama că nu mai am nevoie să fiu protejat, da? Prin frică, prin simptome ale corpului, prin boli, da? Pentru că ego-ul ne dă și foarte multe boli în corp, care sunt doar niște simptome ale unor, ale rănii, ale manifestării rănii la nivel corporal. Bun. Purtând această mască, vom vedea că pe termen lung aduce mai multă suferință inutilă decât dacă am face eforturi treptat, zi de zi, câte puțin, și a scăpa, să spunem așa, de această mască și a ne conecta cu sufletul nostru și a ne accepta așa cum suntem, pentru că de acolo ne vine puterea în a ne accepta pe noi, în a ne lăsa să ne manifestăm așa cum ne vine, să spunem, și a observa emoțiile care vin la pachet și a înțelege ca un părinte mai mare și iubitor și blând că tot ceea ce fac acum și mi-aduce suferință mie și celor din jurul meu este din rană, este pentru că așa am fost învățat. Iar cel care mă iubește sau care vrea să mă aibă lângă el va înțelege sau va încerca să mă înțeleagă și va accepta acest proces al meu personal și poate chiar va lua parte la el. Pe de altă parte, un alt lucru pe care vreau să-l mai menționez aici este faptul că nimeni nu ne face pe noi să suferim cu adevărat. Oamenii care vin în viața noastră și chiar dacă sunt niște persoane, să spunem, rău intenționate, ele practic vin ca niște oglinzi ale unor stări ale noastre, de care nu suntem conștienți, da? Ale unor răni, ale unor lucruri care au rămas în noi, nevindecate. Deci ei nu vin să ne facă rău, ci vin doar cumva ca unelte ale Universului, dacă vrei, ale lui Dumnezeu, să ne arate ce mai avem noi în corp sau felul în care noi ne, felul în care noi ne comportăm față de noi înșine. Deci poate este o atitudine, un comportament pe care noi îl aplicăm nouă și pe care nu-l putem recunoaște la noi. Și atunci vine cineva din exterior și pare că e rău intenționată, că ne face rău, că e, nu știu, că e, vrea să ne facă să suferim, dar de fapt la un nivel mai subtil, la un nivel subliminal, energetic, de fapt nu vine decât să rezolve ceva cu tine. Să te ajute pe tine într-un fel și tu e important să ai inteligența, să-ți dai seama care este lecția pe care o ai cu această persoană care aparent te rănește. În concluzie, da, dragii mei, este necesară suferința, dar nu orice suferință și nu așa aceea de care v-am spus, trăită din rană și fără să fie văzută, ci suferința aceea căreia îi dăm un sens și un rost. Rana emoțională manifestată, observată și conștientizată se vindecă. Rana emoțională manifestată prin reacții și haotic nu face decât să adauge strat după strat de durere. Nu se vindecă așa. Deci eu când spun lasă-te să te manifesti cum vrei, nu spun fă ce vrei și fii tu însuți și atât. Ci fii tu însuți, fă ce vrei, dar uită-te la tine. Dezvoltă acel observator care este de fapt conștiința, este sufletul tău, care te privește și poate în clipa aceea nu se poate când ești într-o zonă de joasă frecvență, de pe o poziție de victimă, deși la un moment dat o să poți să faci asta. Dar imediat după să te resetezi, pentru că tu ai conștientizat că iar te-ai dus în zona de rană. Da? Deci suferința vine la pachet în viața aceasta, dragii mei, dar ea poate dispărea cu totul chiar
atunci când este observată, trăită, îmbrățișată, înțeleasă. Pentru că ea, de fapt, nu este decât un mod de a ne ajuta pe noi să ne integrăm bucăți din noi. Și iubirea, adevărata iubire, aia cu care, la care trebuie să ajungem cu toții, este o energie foarte, foarte înaltă, care presupune integrarea tuturor părților sufletului. Și această integrare nu se poate face decât prin suferință, prin vederea părților din tine. Da? Deci, fii curios legat de tine, lasă-te să te explorezi și atunci când vine suferința, doar trăiește-o, observă-o și înțelege-o. Asta a fost pentru astăzi. Dacă ai întrebări, te invit să mi le pui aici sau pe contul meu de Facebook. Dacă nu ai făcut până acum, te rog să dai subscribe, un share, un like și te aștept și la alte filmulețe. Pe curând!